În urma informațiilor eronate apărute în mediul online privind distribuirea pachetelor cu produse alimentare și produse de igienă din fonduri europene pentru persoanele dezavantajate, Direcția de Asistență Socială Făgăraș face următoarele precizări. Primăria Făgăraș și Direcția de Asistență Socială au pus în aplicare ordinul prefectului județului Brașov, iar pachetele distribuite au doar emblemele oficiale ale Uniunii Europene și guvernului României, fără vreun în semn al primăriei făgăraș sau al vreunui politician. Alimentele sunt primite de la Uniunea Europeană, fiind o continuare a programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate, prin care s-au oferit și produse de igienă la începutul acestui an. Programul este implementat de guvernul României prin prefecturile județelor. Astfel, instituția prefectului Brașov, reprezentanta a guvernului în teritoriu, a aprobat locațiile în care sunt depozitate aceste pachete, înainte de livrarea a pachetelor cu alimente a mai sosit un TIR cu produse de igienă, astfel că direcția de asistență socială a fost nevoită să găsească încă o locație pentru depozitarea lor, deoarece spațiul de la cantina de ajutor social era insuficient. Aici erau deja depozitate pachete de igienă încă neridicate de beneficiari, dar și stocurile de produse alimentare necesare funcționării cantinei.